Doamna Valentina Elena Gabriela. Prezent. Domnul Bezerău Petru. Prezent. Domnul Cojoc Mihai Sorin. Domnul Călățanu Ionel. Prezent. Domnul Hergelegiu Samuel. Prezent. Domnul Neagu Neculai Dan. Prezent. Doamna Ojoc Amelia. Prezent. Doamna Cușcuță Tanța. Prezent. Domnul Rafael Adrian. Prezent. Domnul Rafael Ciprian. Prezent. Doamna Vântu Lidia. Prezent. Supunem la vot procesul verbal al ședinței din luna februarie, 14 februarie 2022. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Doamna primar, vă rog să spuneți la vot ordinea de zi pentru care ați invitat consilierii la ședință. Ordinea de zi este cea primită prin convocator, nu avem suplimentare de proiect. Să punem la vot. Cine este? Dacă vedeți, n-ai. Să spune și punctul numărul 6, întrebări și că nu-l avem. Îl punem, dacă doriți. Da, dar să fie așa. Vreți să refac convocatorul? Nu, nu. Doamne, vedeți, eu n-am zis nici cu o răutate. Domnul, dar eu în dialog, haideți să stabilim de la început. Deci ce vorbim aici, consider că trebuie să fim constructiv. Și nu, nu vorbim de răutăți aici. Mi-a zis că dacă vreți să fac un loc... Dar chiar mă duc la rău, dacă vreți, să nu fie și scris. Mulțumesc. Nu... Să punem la vot, cine este pentru? Deci unanimitate. Invităm pe domnul Hergelegiu Samuel să conducă ședința, președinte ședință. Primul punct pe ordinea de zi, avem raportul primarului privind starea economico-socială și de mediu a Comunei Udobești pentru anul 2021 și modul de ducere la îndeplinirea hotărârilor de Consiliul Local pe anul 2021. Raportul l-ați primit fiecare pe WhatsApp, cei care au fost interesați, cred că l-ați citit. Nu se deschide. Dacă aveți... WhatsApp-ul și la voastră nu se deschide? Nici când mi-a fost, asta va trebui să-l zic aia, când am privit să-l mai apoi. Păi de ce nu m-ați sunat să... Astea, pe DFS-ul deschis, celălalt pe DOX-ul se deschide. Cine nu se deschide? Pe DOX. Pe DOX. Am pe DOX-ul trebuie simplu, da? Da, și asta a deci fost scanat întâi și asta a fost scanat. Asta e pe DFS, da, se deschide. Da, deci s-a deschis raportul înseamnă, că am văzut și la celălalt care s-a deschis. S-au deschis. Da. Dar celălalt nu le-am trimis, dar asta nu, la ședința de anul trecut, ar trebui scoasă la informant. Deci nu se, nu, dar ce să nu se deschide, o să le trimit, o să le transform în PDF altă dată, dar în general, care nu sunt prea lungi, așa le-am trimis tipizate și o să le trimit scoasă. Raportul am considerat nefiind un proiect de hotărâre și este o informare a activității primarului, așa cum și dumneavoastră știți foarte bine că trebuie să faceți în fiecare, în primul trimestru al fiecărui an. Am zis că vi-l trimit pe WhatsApp, îl citiți, cine-l vrea scris, îl dau scris. Dacă sunt discuții, primez raportul. Întrebări. Ce la raportul? Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție și montare centrală termică la sediul primăriei Comunei Udobești, județul Bacău. Doamna primar. Ați primit proiectul de hotărâre odată cu toate materialele. După cum știți, la primăria Udobești a avut loc un, nu știu cum să numesc, accident, nu știu cum să numesc. Deci, centrala nu mai funcționează. Și atunci, bine că nouă ni s-a spus de acum 2 ani că este cazul să o schimbăm. Dar am zis că mai tragem de ea, mai tragem până ne-o lăsat ea. Dar totuși cine se ocupă de centrală? De centrală se ocupă doamna Toia. Doamna Toia? Da. S-a ocupat până acum acesta. Dacă nu este, mă scrie și eu. Da. Ați prezentat, doamna, prima proiectul de hotărâre, așa cum l-am primit în mapă. Eu, personal, ca să îmi cunoșteți din cauza, aș vrea și eu, dacă a fost cineva și-a constatat de ce au luat asta foc. Doi. Văd că vă scrieți... Nu, nu vă aud. Scrieți să constată o instituție specializată de ce au luat foc da. Asta. Doi. Văd că spuneți aici să aprobăm un consiliu local și de știință din
cauză să am cu toată convingerea să votez acest proiect. Dacă puteți să ne prezentați o factură pro formă, cam cât ar costa centrala care vreți? Nu ne-am gândit la nicio centrală, dar din experiența centralii care am cumpărat-o pentru școală, nu știu dacă știți, dar nu erați în mandatul respectiv, atât centrala de la școală de la Tisa la fel a luat foc și am înlocuit-o. Pe la școală la Citurești nu s-a putut folosi niciodată centrala. Deci atunci din centralele respective, din prețurile care au costat celelalte centrale, se ridică până la 480.000, au fost cea de la Citurești. 480.000? Deci, 48.000, deci. Nu, dar ca să știm și noi, noi aprobăm, eu dacă nu știu prețul, de ce s-a făcut. Eu personal, eu vorbesc în numele meu, nu vorbesc în numele meu. Deci, după dumneavoastră, ar trebui întâi noi să achiziționăm centrala sau ce? Nu. După părerea mea de asta, de când ne-ați dat... Vă rog să vă uitați cum ați ne-ați dat convocatorul ăsta, puteați să mergeți la un magazin și puteați să luați o factură pro formă și ne prezentați și nouă consiliul. Oricum o luăm de la un magazin, că nu credeți dumneavoastră că o luăm așa... Și ne prezentați... Eu știu că dumneavoastră aveți un exemplu. Centrala de la școală de la Tisa, am căutat să vorbim cu cei de la care ați achiziționat-o și nici nu existau. Nu mai dau faliment. Nu știu ce-or fi făcând, dar noi o să o luăm de la un magazin care bănuiesc că o să existe măcar peste 5 ani de zile sau 6 ani de zile, depinde cât e durata de viață a unui central. Nu se referea la un deviz. Da, domnule. Cam cât ar costa și... Dar să știm în cunoștință de cauză că... Avem și noi habar ca ce aprobăm. Bravo. Băiat, da. Inteligent și o înțeles foarte bine. Știți problema cu... Știu. De aplicarea școlilor? Știu. Și de asta zice da, și domnul Tăuțanu acum. Da, dar aici cred că e cazul, pentru că eu am pus doar să aprobați intenția de achiziționare a centralii. Cam vrut să știți... Cu aproximații, ca să știți. Cu aproximații până în 40.000 azi, dar acum pentru că spuneți... Mă ridic la 50.000, nu? Că nu se știe cu montaj, că mi-ați dat-o acum... O centrală de asta, tehnică... De viz, nu vine nimeni să o aducă și gata să o și monteze. Are termen de validitate de eu am acasă 50 de ani. Domnul Gălătă. Așa, eu am o de la viz. Să ne aduceți și nouă termenul de validitate. La asta, durata de viață este de 10 ani. Că am chemat, să știți că am chemat aici comisia, am chemat, chiar dacă dumneavoastră ați avut grijă să întrebați salariați de-ai primăriei, dacă am adus, dacă n-am adus. Păi da, să nu vă imaginați cumva că domnul Burcă, dacă lucrează la primărie, e tot știutor. El este tot știutor că-i merge cur așa, fără de multe ori. Dar nu luați chiar în seamă tot ce spune domnul Burcă. Mănâncă și la bucat de pâine. Da, nu știu dacă mănâncă, nu mănâncă. Eu de asta vă spun, centrala de la primărie din 2010, iar centrala mea de acasă din 2004. Păi că știu și dumneavoastră ați avut probleme cu centrala acasă. Da, am avut probleme, știți ce probleme? Acolo este un NAR, care pentru funcționarea a două arculețe foarte mici, care dădea de manetă asta ca să o curăț. Și arculețele alea, de exemplu, fiind flacări și asta, s-au ars și le-am înlocuit pe alea, am făcut comandă și le-am înlocuit pe alea și alea, de, normal, eu mi-am luat 3 arcuri acum, de asta, la 5-10 ani de zile, alea se, pe narțul ăla, asta se duc, se decalează. Deci, ca și valoare, domnul consilier, deci nu voi depăși acest 50.000, iar la următoarea ședință, dacă o voi achiziționa, e posibil să nu achiziționăm în primăvara asta și să o achiziționăm la toamnă. Dar depinde cum o să mai fie vremea. Deci, dacă o să fie, o să mai facem o ședință. Și atunci, probabil, o să vin cu factura. Nu mi-a trecut prin cap să aduc o factură proprie. Gândindu-mă că nu e așa o investiție care să fie și lucrări ascunse. Nu, să știți că eu nu am de la lucruri, dar fiind o transparență, de exemplu, era normal și corect. Era și corect. Nu cred că era. Cred că e prea multă transparență, pentru că eu puteam să o pun la obiecte de inventar și nici să nu dau hotărâri de consiliu local. Dar am zis, totuși, să știți. Dacă mai sunt discuții, la punctul 2. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Îl abține. Abține. Domnul Gărțânțeș.
Punctul 3. Punct de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea executării lucrărilor, construire zid de sprijin și refacere împrejmuire pe latura de nord la garaje primăriei și teren de sport școală satul Dobeș, comuna Dobeș, județul Bacău. Aici revenim, ca să nu încerceți aici prețuri, pentru că ca să aducă cineva să facă dediz, eu trebuie să-l plătesc. După ce îmi faci devizul, voi aproba în cadrul ședinței de Consiliul Local indicatorii, cum știți, de fapt, de fiecare dată, indicatorii tehnici, economici. Valoarea, cât costă gardul, cât costă parcarea, cât bate parcarea după asta. Gardul, zidul de sprijin. Și noi ce aprobăm aici? Zidul de sprijin? Să întocmim documentațiile, domnul Gărățar. Atât. Să ne apucăm să întocmim documentații. Demararea procedurilor de întocmire a documentației. Scrie clar, da. În momentul în care o să fie devizul de lucrări, așa cum va fi și la terenul de sport de la Tisa, și cum a fost la drum, și cum a fost peste tot, să se pune la vot, va fi o altă hotărâre din Consiliul Local cu aprobarea indicatorilor. Și prețul. Inclusiv, dar nu pe zi. Așa am zis și data trecută. Da. Și așa am zis noi când o să chemăm inginerul să facă două calcule. Un calcul fără gard, să vedem și noi la cât ne putem încadra. Că, din câte am mai vorbit, zidurile astea de susținere, că sunt, trebuie și autorizație de construcție la el, consumă foarte mult fier. Și atunci, dacă o să ne putem permite să facem și gardul pe toată latura, că așa mi-aș dori. Da, dar gardul ar fi foarte ieftin. Gardul puteți să o faceți de plasă de sârmă, e 1.000.000. Păi de plasă 6, de sârmă o să fie. 1.600.000, 20.000 de plasă și nu știu dacă aveți 40.000. Da, o să facă calcul și cu gard și fără gard. Sunt că trebuie mers și prin spatele și iar să luați... Când se face zidul, să lezi țările deodată. Da, așa, da, așa. Sau măcar lăsați la 20 sunt da. Păi nu, am zis să le pune deodată, dacă mai aprobăm bine, cu gard. Da, mai bine. Tu zi, măcar aici îți plasă așa până. Da. Da, din plasă, celul special, vă ieftă și cel mai mâncat. Ori plasă de aia, ori plasă de asta, cum v-am jurat despre asta. Depinde ce îl face și la viață, spune la fel. Da, mai zi o dată. Depinde ce îl face părintele și la deal. Dacă îl face din plasă de asta cum e la dispensar? Da, dacă nu îți fi plac, o să-l locuiască. Nu, adică dacă îți fie la fel, adică. Da, nu. Da. Acum să-l facă și el. Facem, mai intrând în altă discuție, deja am văzut că o luasă al gămii de pe terenul unui proprietar aici, unde și-a făcut dumnealui. Deci aici e titlul de proprietate. Dar am înțeles că cu concedat. E alu ăsta... Până acum cum mai este? Nu la... E alu postul poliției la portul mai este, sau când sunt alu cucu, mai dincolo. Și aici la Valea Cui? Și aici, lângă șimitirul, Cristea și nu mai știu. Nu vine până la Valea Cezar Cucu? Asta, dar... Cezar Cucu și ce-au făcut părintele, mai este... Mai sunt încă proprietar. N-a mai fost. Eu am Cristea. N-a mai fost. Da, cred că ceva cu Cristea, da. Ori eu știu că ea, de obicei, au făcut... Eu știu că ea nu cedează, nu dau pământ așa... Moș. Dar mi-e treaba noastră. Dar la deal, de la deal de cimitirul ortodox, o dat la cimitirul aventist, care au făcut aventist și cimitirul... Poftim? Mitreu. Da, o dat proprietate. Da, păi da, dar acolo vin terenurile așa. Invers. Așa se duc. A, de-a lungă. Da. Devin tuma din mână. Aici merge până două cărți în piesa cu mie și așa. Și zice, arăză și ei aici. Care coboară până în gardul primării. Așa, așa. În șans. Dar... Cine mai știe, poate? Nu, cred că eu cred că părintele au vorbit. Probabil, dacă nu vorbim, suport. Cer iertare. E cu asta. Dacă mai sunt discuții la punctul 3, se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor în vederea executării lucrărilor, înființare, parcare aferentă Școlii Generale Tisa Silvestri. Același
nu e același subiect. Da? Deci am vorbit în ședința trecută despre parcarea mașinilor, cadrelor de la școală. Am vedea cum o să vină făcut acolo, dar am rămas în principiu să vedem cu cine facem devizul și îl ducem la Luminița Apostol acolo, la podul ăla care ține, înțelegi, mașini foarte grele, cum și din ce l-o fi făcut. Și să facem asemănător. Și să reparăm la volonii? Da. Bine, asta deja intră toate reparațiile la drum. E altă lucrare. Dacă o să scrii la Bumă Scriptorului, spuneți. V-ați gândit cum faceți parcarea aia? Tocmai v-am spus acolo. Nu, dar vă duci să o leacă în curtea școlii, ca să poată să fie... Eu am înțeles ce spuneți, deci, ca să faceți, cum au făcut la Lumința lui Apostol, șanțul, dar parcarea, să faci numai, numai șanțul ăsta, să știți că este foarte mică. S-ar putea, de exemplu, să spun o chestie, să vă ajute un pic, să vă duci să o leacă mai că dori ea școlii și o faceți pentru școală parcarea aia. Dar din gard până în stradă e suficient. Ai măsurat? Asta e o întrebă. Da. Dacă nu se vă duce, vă surăgeți, nu face să rămână spatele mașinii în stradă. Să rămână. Sau dacă nu, faceți în așa fel și o pui un pic chezâși. Da, ei marchează și acum latera. Da, e foarte periculos, am spus-o și eu, este foarte periculos. Da, s-o mulțumesc, o mulțime de mașini acolo asta și vin din partea aia și vin mașinile, vin bumbea. Dar când este ședință, spun. Atât? Atât. Și în restul sunt cam 5-6 mașini. Și ar încăpea și cum merg, stau acum parcare. Dacă faci parcare. Ca să nu faci parcare. Parcarea o faceți cât ține școala? Cât ține școala, sigur că ar trebui. Da, începând de la podul de la grădiniță. La grădiniță, la pod, da? Da, până cât ține școala. Îți dai seama că e distanță până la urmă. Da. Este în cap, trec 10-13 mașini. Câți metri sunt? Da, fie vreo 20. Trec mai mult. Aproximați. Trec mai mult. Cred că sunt mai multe. Păi dai cu pasul, bă, drag. Pot și până la intrarea la școală, 10 metri. Cred că mai mult. Eu aș zice că trebuia mutat de școlile la Citurești. Și mai trebuia nici bani folosiți de aia. Păi da, tocmai, că acolo așa, dacă închizi, vă dați seama că se degeaba. Și aici să investim, mai avea niște bani. Străi clădiri, așa este? Da, străi clădiri, au teren de sport, au unii să fugă cu bine. Dar trebuie cu 4 microbuze ca să ducă. Ei, 4 microbuze. S-a anunțat acum natalitatea de să va crește. Vin acum tineri în Tisa. Nu știu. Nu, dar eu ce am înțeles că școala Citurești se închide la... La clasă, parcă doamna directoră. Iar de asta o zis să duc la Citurești. Nu știu ce să faci cu clădirile astea, că, într-adevăr, în 2005, când eram primarul, era o tărâne cu Consiliul Local. Eu vă spun de acum. De la Secuiem, că trebuia demolată școala la Varș. Copiii la Citurești nu sunt mai mari la Poftim? Vă spun din acum. Merg la Bacu, majoritatea oricum, și acum mulți merg la Bacu. Ce faceți? Nu o să mai merg la Tisar. Păi cum îi duceți acolo și a înghesuiți pe toți? Îi merg eu înghesuia la acolo. Păi dar nici teren, nici mica unii ai... Bănuiesc că-ți imaginezi primarul, nu are nicio putere. Păi dar nu, tocmai nu are nicio putere. Poate să-i dea tine, ce primarul? Da, dar unde, domnul Grălățan? Dumneavoastră mi-ați confundat... La inspectorat. Ce era pe timpul dumneavoastră cu ce e acum? Păi ce era pe timpul meu? Că când au vrut să mut de școala de la Odobeș la... Dar dumneavoastră, pe timpul dumneavoastră, aveți voi un exemplu. La Tisa, eu m-am întrebat foame și m-am zis când dau și demisia. De exemplu, dacă mut de școală. Doamna directorii nu interesează. Vă două săptămâni apă la Citurești nu are. Pe timpul dumneavoastră, domnul Gărățean, avea voie să participați la ori. Ca primar. Spun, mă, ce. Acum n-ai voie să intre nici în școală, că s-a anunț și să dea voie. A fost pandemia, doamna. Ce faceți? Acum de mine. Pandemia. Da. Cantat de primar să nu vă duci la... Băi, dar ce... Eu mă uit acum pe internetul ăsta, când îi dă o mulțime de informații, ce faci și piedonii la București. Și ăla nu este o primar, de exemplu, calitatea de primar o are și piedonii de la București și o are și o joc Adriana de la Odobier. Doamna, o joc Adriana, scuzați-mă de asta. Și are și unul și altul. Aceleași calități are de primar și indiferent și primarul capitalii și primarul de la o comună care la Popleaca sau de unde de asta. Și eu vă uit la ăla, ce face ăla. De, eu, sincer, și agenta în subsoară și după aceea sună doar prin stație, poliția locală, să vin aici. Ăla, să vin aici. Eu ceva de asta am angajat eu agent la poliția. Până acum aveam, acum am trebuit stații, stați să vedeți. Da, un primar de capitală de sector are alt tipări. Băi,
fraților și noi ce am zis. Deci are curaj s-a dus la magazin de semane. Eu am înțeles, am văzut și eu filmarea. Dar el are alte pârghi, are Organizația Consumatorilor care colaborează. Păi noi sunăm la Protecția Consumatorilor. Vine vă unul? Cum sunt? La Budovești? Nu-ți vine? Hai să facem o problemă. Mergem la un magazin. Mergem la un magazin și facem un control. Da, și de urmă. La Florin vine controle la... Sunt 17 magazin, 4 comisii la Ștrești, la Tinsa și la Budovești. Astea trei. Restul nu-i interesat. Știi că plătești de asta. Știi că plătești de asta. De asta, crezi că veni 10 la câte. S-a scoat de asta. Discuții la punctul 4, dacă mai sunt. Supune la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri, majoritate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Cojoc Mihai Sorin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Obdobie, județul Bacău. Da. Aici, după cum știți, în momentul în care unul dintre dumneavoastră își dă demisia, Consiliul Local ia la cunoștință vacantarea postului. Postul de consilier local din partea partidului respectiv. Luăm la cunoștință, nu trebuie să votăm mix. Da, da, se votează, că până la urmă votăm demisia și votăm vacantarea postului. Deci ați luat la cunoștință și votăm vacantarea postului, din postul de consilier și din postul de al comisiei. El face parte și din comisie. Deci e hotărâri, este hotărâri. Această hotărâre se trimite la judecătorie. Așa e procedat din hotărâri postului. Da. Această hotărâre este trimisă la judecătorie și judecătoria va validează sau invalidează. Să știe cine e următorul? Nu o să știe. Nu a venit decât de la partidul. Pentru niciunul. Domnul consilier, să știți că e greșit acum. Este foarte, foarte greu că sunt. Cine e următorul pe listă? Și ăla de, numai ăla singur. Eu înțeleg, dar asta nu-i treaba Consiliului Local. Nu, treaba, nu. Partidului care... Partidul trimite adresă, îl trimite... Cine e următorul? Ea poate nu mai știi nici treaba partidului. Partidul, treaba judecătorii. Judecătoria, de exemplu, dacă îl validează, nu-i treaba partidului. Nu, nu, nu. După ce suntem în ședința, secretarul Consiliului Local trimite adresă la partid, să îi trimite copii după hotărârea Consiliului, copii după demisia lui domnul Cojoc, s-a vacantat postul și dumnealor să-și dea acceptul pentru următorul membru supleant. El vine acceptul, secretarul ia iar toate datele, le trimite la judecătorie pentru validare. Chiamul respectiv, ia cazier, ia da. Deci poți să-i angaja cu joc până la urmă? Agent de pază. Știu. Da, primărie. Agent de pază în cadrul poliției locale. Ah, în cadrul poliției locale. Nu am întrebat cum știam postul pe mine. Da, știu, am auzit și eu că salarii de nu știu cât. Mai este un post din agent. Mai este un post de poliție locală. Unul de pază și unul de poliție locală. Așa. Și unul de agent de pază. Două posturi mai sunt. În cadrul compartimentului poliției locale. Întrebări, dacă mai sunt? Da. Aici. Supune la vot. Cine este pentru? Împotriva acțiune. La diverse. Nu se scrie de neapărut? Tot eu rog. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Sigur, aș veni cu o propunere la dumneavoastră pentru școala, văd că sunt foarte mulți consilieri din Tisa, școala în Tisa se veste tabla. Mă ofer, v-am spus doamna primară și în particular, și în consiliul local, mă ofer eu, voluntar, să vopsesc tabla la școală. E jalnic tabla aia. Mă uitam așa prin comună, s-a început, am văzut că s-a început curățenia asta de primăvară. Este un lucru foarte bun, dar să știți că
e atâta bun și de asta mai este și un lucru rău. Ceea ce văd eu și-o consider rău. Oricine poate să vadă că, într-adevăr, pe marginea drumului s-au tăiat toți pomii aia, noi ne chinuim să mai punem câte un copac, sau măcar de acum încolo, unde se face de asta, să mai lăsăm câte un copac. Pe drumul la Ciuturești, poftim? Nu, dar aici pe partea, pe parte, la deal erau ploi, doamna. Era, și putea să rămân câte un de la să crească un plou. Eu spun, eu știu foarte bine ceea ce spun și nu mai... Să știți că prin spinii ăștia colii care s-au tăiat aici la Bov, eram niște nuci. Nu, ce-o lăsat, domnul vostru? Era unul singur parte. Nu, aia mititei nu i-o lăsat, vă spun. Aia mititei nu i-o lăsat, de zic. Mai la Valea, aici o tăie tot. Eu spun ce spun, spun din cunoștință din cauză. Și da, eu știu că era unul mare. Era mare, da, i-a lăsat, da, da. Și din ăștia din plop, care spuneți dumneavoastră, ramurile care știu, toate erau ăștia din șoartă, dar nu ți simți, nu. Dar lăsai unul de viață, mai faci o umbră, mai faci de asta, dă-l așa tu, asta, și de, cum să vă spun de asta. Noi vrem viață, vrem aer curat și tăiem tot. Spune-mi și tot, dacă nu mai... Păi, vedeți că nu era mai ușor să-l lași copacul. Păi nu, că ăla este niciodată, unul ăsta care este niciodată, dintre coajă și oameni, înțeleamă, nu are de ce nu. Dacă ați putea, doamna primar, să ne spuneți, pasăți că e agent de pază, polițistul local. Noi, ședința de ultima ședință, putea să ne aduceți la cunoștință cât se poate postul la concurs, dar nu e importanță, dar ați putea să ne spuneți, eu am venit întâmplător, mai venit la primărie, să nu credeți că fac sau viu să vă urmăresc. Am venit la primărie, dar l-am văzut agentul de pază, îl păzește pe vicele primar, stă pe un scaun. Nu-l trimiteți în teren, să fură lemne la noi comună, scăinau duminică la biserică doi oameni, doi cetățeni la mănăstiri, duminică, ăsta, sâmbătă, noaptea, îi tăie 5 copaci. Asta, se taie pădurea, dacă vă duceți la mănăstiri, din parcarea de la mănăstiri, Dumnezeu s-o vede pe Nicolae Bărbu, să vedeți că acolo întoarce tirul, îi tăie palanca. Să profităm de ocazie, sau nu știu acum, nu știu care sunt date puținele de servicii. E dat în pază. Deci dacă e dat în pază de asta... E răspundit paznicul de la pădure. Și eu am dat în pază și o dăit o rasă. Și plătesc, mă duc, primarul nu mai e ăsta primarul, cum o cheamă. Căzura nu mai îmi cere mie bani, dar în schimb mă duc eu la o colusiv și plătesc. Ca să nu mă exclut, pe o dată îi caut în motiv. M-ați înțeles? Deci mă duc și plătesc în fiecare. Trebuie să se întâmple ceva. Deci e dat în pază. Și pădurarul ăla, dacă e dat în pază și eu am dat în pază, și eu ce am înțeles de la cetățeni, acum ca să vă spun ce știți, eu ca cetățean nu mi-ar convine, de exemplu. Poți să fie dat în pază, se duce la Ocolul Silvic și Ocolul Silvic îi spune că îi vine și îi marchează cioata și îi plătește cioata. 20 de lei. Da. 20 de lei. Dar eu dacă să mai plătesc, ți-i oprește tu banii ții. Nu, dar nici nu dă mie cu 20 de lei un copac așa, da. Păi întrebarea mi-o pus, păi eu nu m-am dus niciodată la Ocolul Silvic, de asta... Și ăsta la Ocolul Silvic nu iau în bază toată pădurea, am făcut solicitări, am cerut... Dar eu am înțeles... Eu cerut mie să țin tabulez pădurea, tu n-am intabulat tot n-am luat-o. Eu am înțeles ce am înțeles acum în ultimii ani, am înțeles că se ia toate pădurile obligatorii. De când ați înțeles? De mult timp treaba asta, de mult timp. De jale, adevărul ăsta este, pădurea este jale. Nu se dă. Deci acolo la mănăstire, cu acordul pădurarul. Și ce poate să dă? Domnul primar, dar cetățenilor comunii, le conține? Care este și consilier în Consiliul Local, și-a luat și-a dat 40 de milioane și-a adus lemnul de acasă și nu e din comun. Și se poate, de exemplu, dar cum să vă zic dumneavoastră, se bucură și cetățenii ăștia, bătrânii ăștia, cum să zic asta, că dacă ne ducem în păduri, eu am fost întâmplător pe păduri, și dacă de asta, 3 ani de zile de acum încolo, n-ar trebui să stai o creamă. Ce este păduri, numai să strâng mătă. Dar nu-ți dă voie.
Asta e nu de voi, dar ce este în pădure la ora actuală? În pădurea știu, așa asta, e. Ce este în pădure? Este și vă spun ce este, să uite așa. Nu la numai are și eu la numai piese de bune. La 4 metri e. A fost creat în precedent. A fost o perioadă când plecau în pădurii cu aprobarea primarului, dacă v-am citit aminte. Da, în anumite zile, joia și vinerea. Vreau să vă întreb, ați știut vreodată de unde fură aia lemne în joia și vinerea? Da, cum? Haideți ca să vă răspund eu, de exemplu. Vedeți, dar trebuie să răspund. Da, 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 da. Vă răspund că a fost Gălățanu Ionel, primarul comunului Budești. Că primarul Gălățanu Ionel a dat o hotărâre, numai joia să ducă. Iar cetățenii, dacă se duceau, numai joia, toți cetățenii. De unde luau, v-am întrebat? Și luau fiecare din pădurea lor, că atunci se duceau mai multe căruți în păduri. Asta era, da. Dar știți ce s-a făcut până la urmă? Știu că până la urmă ați cedat. Nu că am cedat, polițistul local, polițistul din localitate, îi dădea, omul a spus că îi dădea 50 de lei asta și se ducea și în altă zi, putea să ducă și în altă zi. De ce vorbești? Mai într-adevăr că... Dar nu spus numai că o zi. A creat un precedent. Ați vrut să faceți bine. Așa este, de multe ori, nu ne dăm noi seama care este bine și care este rău. Doar Dumnezeu, de exemplu, s-ar putea să vă fac, să vă zic un rău acum dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu este bine. Că vă trag din mâini, că poate, de exemplu, în binele ăla, de exemplu, să mă țin de șot, dumneavoastră să susțineți astăzi că este un rău. Dar nu e rău, toate răurile care le faci, tot rău care îl facem noi în zilele noastre, este rău. Doamne, dar fără rău nu realizăm. Nu fac rău, de exemplu, și realizez multe. Agentul de pază, deci nu are cum să aibă fișa postului paza pădurilor. Nu. Eu nu mă refer la paza. În schimb. Paza proprietăților cetățenilor o are în atribuție. Nu. Fiecare proprietar își păzește proprietatea. Paza privată. Da, atunci este legea... Bă, dacă mai este valabil, când tăgea... 33. Da, 33. Eram obligatoriu când se făcea înainte cetățenii. Unde obiectivii? Păi da, nu se făcea de straj, făceam oameni asta și mergeam... Eu zic să mai reveniți asupra legii. Să da. Mai citiți odată. Poate e revocat și doamne, nu suntem la o zi cu el. Lucrat sunt. Dar e o întrebare. Ăsta, agentul ăsta de pază al comunului. Ce v-ar fi făcut? Ce are făcut? Dar să ne spun, dar arată asta. Să vă citesc fișa postului. Nu, să ne spuneți așa verbal, văd câteva, ca să știm și noi. Ce atribuție ați dat? Ei, veniți jos, vă arăt fișa postului. De fapt, cred că este și afișată, pentru că la concurs era afișată și fișa postului. Dacă nu putea să ne spuneți vă câteva de bine, aveam numai așa să... Să le citim, le căută. Dar nu e așa de greu să le citiți, că le înțelegeți după cum le citiți. Pentru că dacă de la spun, eu o spuneți că nu vă spun adevărul. Îmi mai permiteți să vă mai spun. Dar eu vă permit să spuneți ce doriți dumneavoastră. Nu era bine să ne aduceți la consiliu, la cunoștință Consiliului Local, că am citit tot așa pe internet, că societatea care ne face apa și cardinezarea, ce s-a întâmplat cu ea, când nu a intrat în faliment. Încă nu a intrat în paletă. Așa se declară. Am văzut și eu când am declarat eu. Dar spune. Am văzut și ce vreți, mă zic, păi da, păi nu, nu, doamne, dar ar trebui acum să ne aduceți la cunoștință că acolo e o eroare. S-a dat o eroare, ca să știm și noi ca consilier. Eu, normal, am avut așa. Nu, vă spun eu, dacă vreți ca și consilier, întrebați-mă așa, doamne, ce cu apa și canalul? Și vă spun. Nu v-am spus nimic, pentru că nu e nimic concret. Și nu are rost să vin să vă spun la dumneavoastră ce nu e încă concret. Ce cu eu, personal, m-a așteptat să vorbesc? Am vrut să vă spun. În calitate de primar, care însemna, deci am făcut notă pentru rezilierea contractului, pentru că eu nu sunt mulțumită de modul în care, după cum vedeți, lucrează această societate, da? Are grafic de lucrări, graficul de lucrări nu a fost dus la îndeplinire și atunci eu i-am făcut notificare pentru reziliere, da? Repetate notificare. În fiecare lună. Și adiță din urmă ne spuneați că le-a făcut niște adrese și v-ați răspuns la adresă că sunt grafic. Tocmai, asta au răspuns ei. Noi făceam adrese, ei spuneau că sunt în grafic și îmi trimiteau grafic. Dar nu sunt grafic, nu sunt grafic. De luna, normal că nu sunt, dar ei au făcut graficul de lucrări într-așa fel, încât tot ce au făcut era în grafic și acum urma pe luna ianuarie foarte multe lucrări de făcut. Nu, dar și... Le permite legea asta cu pandemia să mai duc corect. Către ei. Da.
Da. Da, da. E de asta se bazează. În luna ianuarie și februarie au pus o cantitate foarte, foarte mare de lucrări, iar ei nu au mai venit deloc. Da? Deci nu au avut cum să lucre la îndeplinire, graficul de lucrări. M-am zis de la zi secundă, am zis cum să lucrăm. Da. Deci am făcut adresa pentru rezilierii. Ei au răspuns că nu sunt de acord cu rezilierea și începem un proces. Dar sunt de acord. Dacă găsim altă societate care să preia lucrarea, ei își dau acordul. Pentru că, și de aici așa treaba cu falimentul, pentru că ei au și folosit o expresie așa, adică când s-a dus lămina de pieza, nu știu, dar eu nu pot să, da. Când nu mai au bani, nu mai au scăpat de sub control lucrarea asta, nu dat important, adică chestii dintre astea așa, astea nu sunt lucruri. Da, dar aici nu mai este treaba primarului de să caute primarul o societate ca să... Asta nu, noi am anunțat. Am anunțat peste tot, dacă știți o societate, am căutat comunele care au apă și canal, ne-am dus la... Totuși interesul nostru. Da, da, ne-am dus la cei care... Că ei, dacă nu s-au încadrat în graficul care este, normal că... Băieții ăștia care nu au făcut notificare să le rezineze contract. Băieții ăștia care au stat la centru, asta care au stat în centru, băieții au lucrat și dumneavoastră și nu au plătit. Și nu au fost plătiți și aia trebuie să dea cu 2 miliarde de. Da. Inginerul ăla, de exemplu, să adresează și inginerul ăla către societatea mamă, cum s-ar fi. Da. Ei, să intră de acum pe instanță, să-i treaba lor. Acum și dumneavoastră, dacă sau unul dintre noi găsește o societate, du-te mai și fac lucrare. Deci au venit mai multe societăți, nu le convine prețul, bineînțeles că prețul, contractul de finanțare a fost discărit, semnat în 2017, vă dați seama că prețurile din 2017 și cu prețurile din 2022, dar... Materialele. Este ordonanța aia, este ordonanța aia care permite. Bine, sunt care cer niște prețuri foarte mari, sunt care se pot încadra cu anumite abateri, să zic că abateri, nu abateri, verificări. Se pot încadra, așteptăm. Avem astăzi, avem, mai vine o societate, să vedem. În schimb, ce scris în ziarul Jama, care l-ați citit dumneavoastră, da, mă rog. Dar la mine ați dat dreptate și cu ziarul. Eu nu am mai mult dreptate, dar v-am spus, dumneavoastră acum... Dacă era un brărez cu aleașul de astea de apă și canal, eram sigur că o făcea. Dumneavoastră acum vedeți, dar... Este legea de achiziții publice și eu am avut probleme pe timpul mandatului meu, când, într-adevăr, vreau să fie un brărescu sau ăsta, cum îi zice, Rustraz. Nu, Cășunea. Rustraz nu ministru. Nu și toată vine Rustraz. Și ăsta, și ia cu Obnefu, are dreptate și dânsa, când am avut probleme cu tine, cu drumul ăla la tine. Și m-am dus și am dat adresă la asta, am făcut o mulțime, și tot lor le-a dat. Știți ce mi-a băgat în piau, deja semna, semnează de când vine mandatul și... Și a semnat mai mult forța. Ca primar. E, ca primar. Cine a semnat? Ei, da. A, vezi. Știi ce ușor să vedem și să... Asta, dar nu, dar dumneavoastră îmi faceți... În sfârșit v-ați adus aminte ce înseamnă să fiți primar. Exact, asta am putut eu. După dar eu am zis că Iisus i-a să aminte. Dupura mea mi-a spus, dupura. Da, bă, îi dat din nou geam. Hai, bă, așa, doamne, așa, mulțumesc. Și încă o chestie, doamne, dacă ne-ați dat mapele astea, eu la consiliere ați cheltuit bani, văd că scrie pe ea 4,50 lei. Ia și prețul. Da. Tot, da, domnul, ce? Deci dacă ați zis, nu mă după, dar mi l-ați dat și văd că nici un consilier. E unică folosiță. Eu ce v-am zis? Dați-mi la fiecare ședință. Din consilier au mandatul dumneavoastră. Ia, auzi, ia, da. O să vedeam, vedeți că stau acum la ședință. Eu n-am luat-o, nu corespunde culoarea, vreau să trădați partidul. Ia, auzi. Mi-a ghidat un succes. Lui roșie. Mai sunt întrebări, discuții, ca diverse? Dacă nu, vă mulțumim de participare. Da, am rugăminte ca dumneavoastră și domnul Ciprian, împreună cu domnul Gălățan, să rămâne să încheiați evaluarea unui secretar. Ați zis? Da? Nu v-am auzit. De asta trebuie să stați în junie. Mulțumim de participare, vă urăm o zi bună.